Dacă am reușit să ne pregătim, vă salut, vă spun bună ziua, sunt Vasile Grădinaru, președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Suntem aici cu colegii din întreaga fracțiune. Poate că ultima dată în acest format ne vedem în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Cu toții cunoașteți că de curând au avut loc alegeri parlamentare anticipate, în cadrul cărora, pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate în Parlamentul Republicii Moldova, au acces mai mulți consilieri municipali, motiv din care am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă raportăm un pic pe cifre ce am făcut până acum, ce urmează să se întâmple mai departe, care colegi urmează să plece și care urmează să rămâie și care va fi conlucrarea noastră pe viitor a consilierilor municipali cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova. O să rog pe Zinaida Popa să... Pentru început, dorim să vă spunem câteva lucruri despre activitatea noastră a consilierilor municipali pe durata unui an și jumătate de mandat. De la începutul mandatului în Consiliul Municipal Chișinău din decembrie 2019, fracțiunea PAS din CMC a propus spre examinare 30 de proiecte de decizie. 22 de proiecte de decizie au fost aprobate în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. 4 au fost trimise la reexaminare, iar 3 dintre ele nu au fost examinate. La momentul actual se află un proiect de decizie în derulare, este în proces, este vorba de îmbunătățirea calității apei pentru copiii noștri, pentru elevii din instituțiile de învățământ școlar. Din păcate, la ultima ședință a Consiliului Municipal, ei s-au opus acestui proiect de decizie. Totodată, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a reușit să pornească procesul de soluționare a multor probleme grave din municipiul Chișinău, precum ar fi aprobarea standardelor de calitate a transportului public din Chișinău. Ce presupune asta? Aceste standarde presupun achiziționarea unităților de transport public conform unor norme care vor îmbunătăți calitatea călătoriilor. Totodată, acest regulament va permite externalizarea serviciilor de transport public și din data de 1 septembrie 2022, pe străzile municipiului Chișinău nu vor mai circula microbuse. Alte probleme pe care le-am scos în vizor sunt din domeniul urbanism și funciar, unde am luptat, luptăm și vom lupta cu construcțiile ilegale, cu planuri urbanistice zonale care sunt doar în favoarea dezvoltatorilor, ci nu a cetățenilor, și cum ar fi proiecte de decizie care au fost votate chiar foarte agresiv în Consiliul Municipal de aplicarea a regulamentului local de urbanism ca să înceapă construcțiile în nucleul istoric, în centrul istoric al municipiului Chișinău. Alte proiecte de decizie sau alte reușite ale noastre au fost sunt că am asigurat copiii din instituțiile preșcolare cu apă potabilă de calitate. Am adus transparența în achizițiile din alimentația copiilor. Totodată am optat ca să se dezvoltă infrastructura municipiului Chișinău. Din câte vedeți sau vedem noi cu toții că Ion Ceban este preocupat de proiecte care arată bine doar în fotografii, dar uită de problemele importante și rușinoase cu care se confruntă locuitorii din unele sectoare ale capitalei, exact așa cum sunt locuitorii din strada Negru Vodă și Haltei, care nici nu au avut sistem de apă și canalizare. Ceea ce am făcut noi, am ieșit la fața locului și am încercat să soluționăm și această problemă. Fracțiunea APAS din CMC a luptat pentru includerea în buget asigurarea cu apă și canalizare a mai multor sectoare din municipiul Chișinău. Totodată, noi am deblocat procesul de semnare directă a contractelor dintre consumatori și furnizorul de apă. Împreună cu colegii, am asigurat sortarea deșeurilor menajere solide, am început procesul în această direcție și am alocat resurse pentru dezvoltarea proiectelor din suburbiile municipiului Chișinău. Cu acestea spuse, vreau să menționez că și eu am trecut ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
Decizia mea este să rămân în Consiliul Municipal Chișinău ca peste 2 ani și jumătate să venim și cu mai multe reușite ale consilierilor din cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Eu vreau să vă spun că în calitate de președinte a fracțiunii Consiliului Municipal Chișinău sunt foarte mândru că am condus o echipă de 9 consilieri, din care 7 au fost nominalizați la funcția de deputat. Acest lucru s-a datorat calităților personale acestora, dar și activității sârguincioase de muncă și axată pe prioritățile cetățeanului de municipiul Chișinău. Vreau să vă spun că din cei 7 nominalizați, unul a refuzat din start includerea în listă și este vorba despre colegul Roman Cojuhari, conștientizând faptul că dacă plecăm în Parlament 7 din 9, fracțiunea va rămâne destul de dezgolită într-un număr destul de mic și va fi mai greu să punem prin plan problemele municipiului Chișinău, fapt din care dumnealui din start a refuzat să fie inclus în lista de deputați din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Cei 7 nominalizați au fost Grădinaru Vasile, Trupca Alexandru, Popa Zinaida, Cojuhari Roman, Roșca Roman, Coșeru Ina și Angela Munteanu Pojoga. Din cei 6 incluși în lista de deputați a Partidului Acțiune și Solidaritate, au acces în Parlament 5 foști consilieri municipali. Este vorba de Grădinaru Vasile, Trupca Alexandru, Popa Zinaida, Coșeru Ina și Angela Munteanu Pojoga. Colega noastră, Zinaida Popa, deja v-a anunțat că a decis să renunțe la mandatul de deputat în favoarea celui de consilier municipal, logica și argumentele fiind aceleași. În primul rând, în pas se gândește în echipă și nu individual, în care prioritățile echipei sunt deasupra priorităților personale și astfel încât, gândind colectiv, Zinaida a decis să rămână în Consiliul Municipal, să facem echipă puternică, să continuăm proiectele începute în Consiliul Municipal, astfel încât să fim în continuare o voce puternică în Consiliul Municipal, iar pe masa consilierilor să apară proiecte relevante, proiecte care vin să soluționeze problemele reale și nu interesele cuiva de a face anumite poze sau anumite interese funciare pentru care au venit, din păcate, foarte mulți din consilieri și până acum și în această legislatură. Ținând cont că deja este certitudine că 4 deputați, actuali deputați, foști consilieri, nu vor mai face parte din actuala componență a Consiliului Municipal, desigur că urmează să vină de pe listă următorii consilieri care erau în listă, cei care acum sunt supleanți, respectiv, dacă vă amintiți, lista când a fost formată a fost un reprezentant al PAS, celălalt a fost al platformei DA, ceea ce înseamnă că numeric fracțiunea noastră va scădea la 6 în urma acestor plecări. Și ținând cont de faptul că au fost aceste plecări, respectiv a fost necesar să alegem o nouă conducere a fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Astăzi a avut loc ședința noii componențe a fracțiunii, în cadrul căreia a fost ales în calitate de președinte a fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Roman Cojuhari, îl felicităm cu această ocazie, și vicepreședinte a fracțiunii a fost aleasă Zinaida Popa, de asemenea o felicităm foarte mult și urăm succes. Secretar al fracțiunii a fost ales Roman Roșca, de asemenea îi urăm succes și vrem să vă spunem că suntem siguri că echipa care a rămas, cei care urmează să vină, colegii din PAS care urmează să vină mai sus, este vorba de domnul Anatoliu Manet, suntem siguri că vor face o echipă bună, că vor aduce rezultate frumoase, cu care ne vom mândri în continuare, iar cetățeanul va simți că problemele lor sunt rezolvate. Acestea fiind spuse și dat fiind faptul că a fost aleasă nouă conducere, încă o dată îl felicit pe Roman și dacă Roman, dacă poți să ne spui câteva cuvinte, în nouă postură deja de președinte a fracțiunii. Mersi foarte mult. Cu siguranță sunt onorat de a conduce o fracțiune și probabil cea mai bine intenționată și cea mai productivă fracțiune din Consiliul Municipal Chișinău
actualmente și pentru, sunt sigur și pentru viitor. De fapt, ce pot să spun, văzând ce se întâmplă în municipiul Chișinău, problemele orașului, dar și votul masiv de încredere obținut din partea cetățenilor, atât în alegerile prezidențiale, precum și alegerile parlamentare, nu am putut să plec în alte funcții, ci am decis să rămân aici în Consiliu alături de colegi pentru a duce la bun sfârșit proiectele importante pentru municipiul Chișinău. Noi, pe parcursul activității, în decurs de un an jumate, promovând undele decizii, ne-am ciocnit și am ajuns în impas în unele cazuri când erau probleme legislative pentru a fi votate unele decizii sau pentru a fi elaborate chiar unele decizii. De aceea, la moment, având un parlament bine intenționat, dar și în special colegi din fracțiune care merg în parlament, cu siguranță vom revizui, vom reveni la acele proiecte și cred că vom face și mai multe decizii importante pentru municipiul Chișinău și vom porni mai multe proiecte necesare locuitorilor. Mersi, dar cred că mai în continuare se vor expune deja și colegii care au acces în Parlament și care este agenda lor de lucru. Mersi. Da, dacă îmi permiteți, Alexandru Trubca, vorba aia, nu scăpați noi așa de ușor, chiar dacă plecăm noi din Consiliu. Consilieri municipali, noi patru care suntem la moment, care pleacă în Parlament, nu vom renunța sub nicio formă să ne implicăm în soluționarea problemelor Chișinăului și chișinăuienilor. Planificăm să avem o conlucrare foarte strânsă cu consilierii municipali din partea PAS, care rămân cu fracțiunea PAS din CMC, în special pe dimensiunea legislativă, fiindcă în cei un an și jumătate în care am activat în Consiliu, am constatat că există o mulțime de probleme care nu pot fi rezolvate anume din cauza existenței anumitor impedimente la nivel legislativ. La nivel de conlucrare sau la nivel de domenii în care am putea să colaborăm, putem să le numărăm foarte mult, vorbim de arhitectură și urbanism, vorbim de transport public, vorbim de parcările cu plată care nu pot fi implementate din cauza lipsei unui cadru legislativ clar și reglementator care nu există, vorbim despre managementul deșeurilor și tot lanțul acesta de prelucrare și de evacuare, de scoatere din circuit a deșeurilor menajere, vorbim de infrastructură și dezvoltarea infrastructurii, inclusiv rutiere în orașul Chișinău, fiindcă toți vedem în ce hal sunt drumurile din oraș. Iarăși, cum am spus, din postura de deputați, ne punem ca prioritate în termeni foarte restrânși să venim cu niște intervenții rapide pe domeniul legislativ, în special ținând de urbanism și arhitectură, fiindcă este un moment foarte dureros pentru noi și probabil din acest motiv, Zinaida a decis să rămână fiind membra Comisiei Arhitectură și Urbanism și noi înțelegeam foarte bine că în momentul în care pleacă un om din acea comisie, noi nu vom avea niciodată membri acolo, fiindcă interesele sunt foarte mari. Și cum am spus, sunt niște priorități cheie în domeniul ăsta pe care le vom promova în Parlament în timp foarte și foarte rapizi. Ținem primul rând de înăsprire pedepsilor, inclusiv penale, pentru încălcarea normelor legale în construcții. Vorbim despre simplificarea procedurilor pentru demolare clădirilor construite ilegal sau cu încălcarea procedurilor legale. Vorbim despre reglementarea procedurii pentru întreruperea forțată a procesului neautorizat de construcții, fiindcă avem cazul Coca 7, unde sunt deja aproape 11 etaje și primărie dă de umeri și înțelege că nu poate face absolut nimic, chiar dacă vrea, chiar se presupune că vrea, dar nu face nimic. Vorbim despre revizuirea și extinderea atribuțiilor AST, care la momentul de față sunt niște, din păcate, doar vin și pot constata anumite abateri fără a interveni prompt în soluționarea problemelor referitoare la construcțiile ilegale. Vorbim despre scoaterea în afara legii a practicilor de recepționare a construcțiilor neautorizate, cum de obiseiuri se întâmplă, construim clădirea după care o legalizăm și, evident, revizuirea aprobării tacite actelor permisive, care iarăși este o practică corupțională din cadrul primăriei, când se depune cererea, 30 zile nimeni din primărie nu răspunde și omul consideră că are act certificat de urbanism în vigoare. Și evident, final, cea mai important și cea mai dureroasă pentru noi, că am luptat mult pentru asta, vorbim despre protejarea monumentelor istorice și în special a nucleului istoric a municipiului Chișinău. În final, pe
pe lângă arhitectură și urbanism, pe lângă aceste domenii, urmează să mergem neapărat cu legea parcărilor în Parlament, să o aprobăm, să o implementăm astfel încât să poată fi reglementat segmentul acesta în oraș. Vorbim despre tot cadrul normativ secundar pentru domeniul deșeurilor și implementarea acestui inclusiv prin intermediul Ministerului Mediului nou creat și readus la viață și precum autonomia financiară a APL-urilor și descentralizarea APL-urilor. Fiindcă APL-ul, și noi să înțelegem foarte bine, dacă nu are finanțare, nu poate implementa proiectele despre care se dorește a fi implementate. Cum am spus, colaborare va fi continuitatea acestei colaborări între Parlament și Consiliul Municipal, iar noi, cei care am fost în Consiliu și înțelegem bucătăria aceasta de intern, nu ne despărțim foarte mult de colegii din Consiliu și vom colabora în continuare acolo unde va fi necesar. Mersi. În concluzie, echipa PAS nu a devenit mai mică după aceste legeri, ci din contră mai mare. Pur și simplu vom activa din posturi diferite, dar axați pe aceleași probleme a municipiului Chișinău, din care 6 consilieri municipali și 4 deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Avem o conducere nouă, ne vom ajusta planurile, activitățile și în curând ne veți vedea cot la cot deputați împreună cu consilieri municipali rezolvând problemele municipiului Chișinău. Aici mă opresc, vă spun mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le formulați. Da, aici avem o situație mai inedită pentru că în lista de consilieri supleanți sunt și candidați ai PAS care au trecut sau au acces sau urmează să acceadă în Parlament datorită ultimelor modificări care vor fi. Intuim că unii colegi din Parlament vor merge în Guvern, iar respectiv lista se coboară mai jos și unii colegi s-ar putea să acceadă în Parlament. De aceea, astăzi exact să spunem cine vor fi toți acei consilieri supleanți care vor trece în viitoare componența Consiliului Municipal, nu putem să vă spunem, dar este cert că noi vom avea cel puțin 6 consilieri municipali ai fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Și respectiv ceilalți vor fi din partea colegilor de la platforma de. Da, doar o mică precizare. Cum am spus și Vasile, noi avem încă X număr de oameni care trebuie să intre pe listele din lista CMC-ului. O parte din cei care vin, urmează să vină pe lista CMC-ului, din partea PAS, 2 persoane deja, fie sunt deja deputați, fie urmează să ajungă în cel mai scurt timp. Spre exemplu, Viorel Barda, care este următorul care trebuie să suplinească lista în Consiliul Municipal, este și următorul pe lista parlamentară. Da, și doamna Morozova deja este deputat pe listele PAS în Parlamentul Republicii Moldova. Respectiv, aceste persoane nu vor fi calculate la ieșirea consilierilor de pe lista CMC-ului, nu vor fi calculați, cuantificați. Ei vor renunța din stat la mandat, vin cineva de la platformă, merge Viorel, cineva de la platformă, doamna Morozova, cineva de la platformă și ulterior vine domnul Maneț. Asta este ierarhia și respectiv de la 4 persoane care pleacă din partea PAS, doar o persoană intră de facto. Nu vorbim de iure, fiindcă de iure ar trebui să între 3. Dar vorbim de facto, intră o singură persoană, domnul Antoliu Maneț. Și respectiv, el este cel supleant. Pleacă 4, intră 1, minus 3. Deci asta este matematica. Doamna Popa era singurul membru al Comisiei de Arhitectură și Urbanism din PAS, dar pleca, venea în locul ei cineva din platforma, da? Răspunsul său. Deci sistemul de aprobare a comisiilor în Consiliul Municipal, de fapt și în Parlament, este următorul. Se aprobă cu majoritatea, componența nominală a comisiilor se aprobă cu majoritatea voturilor din Consiliul Municipal Chișinău. În condițiile în care există o majoritate destul de clară în acest Consiliu Municipal, care va vota așa cum le trebuie lor și nu așa cum este în interesul cetățenilor formarea acestor comisii, noi suntem siguri că dacă doamna Zineda Popa nu se regăsea mai departe în Consiliul Municipal, acel loc suplean nu ar fi acordat consiliilor din partea PAS, ci ar fi dat cuiva mai docil și care ar fi mai puțin bătăriuș, care nu ar pune întrebări referitor la proiectele care se votează pe ordine de zi a comisiei.
Și având în vedere importanța acestor probleme legate de arhitectură, noi colegial am decis că e cazul să rămână. Și noi a binevoit să rămână. Noi nu cunoaștem pe cine o să voteze majoritatea, dar vă simt, te rog, dacă vreți. Probabil că de-a lungul timpului au observat deja și tentative în cadrul Consiliului Municipal, atunci când au fost încercări de a sabota activitatea Comisiei Buget, pe care am avut onoarea împreună cu Roman să o conducem și să o organizăm. A fost încercată schimbarea componenței și numerice și nominale. Admitem că asemenea lucruri s-ar fi putut întâmpla și în aceste cazuri. Deși există o anumită cutumă în Consiliul Municipal, atunci când pleacă un consilier municipal și vine cineva în locul lui, exact vine în acea comisie din care el pleacă. Și în cazul dat, ar fi fost situația că dacă în locul doamnei Popa ar fi venit domnul Umaneț, respectiv ar fi trebuit să ocupe locul acestuia. Dacă domnul Umaneț ar fi venit în locul meu, ar fi venit în Comisia Buget. Dar, cum vă spuneam, acestea sunt doar teze. O să le vedem foarte curând în Consiliul Municipal, o să vedem atitudinea colegilor noștri în Consiliul Municipal și o să ne facem concluziile de rigoare. Dar trebuie să știți și să fiți siguri că noi, indiferent unde ne vom afla, în care comisii, noi vom lupta pentru interesele cetățeanului și vor fi puse în capul mesei doar interesul cetățeanului și nu a agenților imobiliari sau anumitor consilieri sau funcționari din primărie. Dar acum de rețelele de socializare, în priză, acel dezvoltator a venit să spargă la lansare viitoare apartamente, cum înțeleg. Ce părere aveți despre asta și dacă dumneavoastră cunoașteți, a fost într-o instanță? Vreau să vă anunț că noi avem câteva etape de luptă cu oricare ilegalitate în Consiliul Municipal. Prima etapă este momentul elaborării proiectului decizie. În momentul în care s-a elaborat acest proiect decizie, noi am discutat și cu dezvoltatorul și cu fracțiunile și le-am explicat care sunt pretențiile nu doar a noastre, dar a cetățenilor care locuiesc în acea zonă. Și este vorba despre lipsa locurilor în instituții de învățământ, vorbim aici de grădinițe, vorbim aici de școli. Este îngreunat accesul către acea zonă și trei, este lipsa transportului public în acea zonă. Ori construind aceste bloc, construind atât de masiv 20 de blocuri cu aproximativ 20 de nivele, respectiv urmează supraaglomerează acea zonă. Și respectiv aceasta a fost prima etapă la care am încercat să le explicăm dezvoltatorilor că e bine să-și schimbe proiectul astfel încât să asigure respectarea tuturor normelor și respectiv să intre în legalitate. Nu s-a reușit. A doua etapă a fost în Consiliul Municipal atunci când s-a aprobat propriu-zis acest Consiliu. Vă aduceți aminte, pasul a fost unica forță mare, spunem așa, că au mai fost colegi, dar cea mai mare forță care a luptat împotriva acestor ilegalități, deși a fost o majoritate a unor colegi care au votat necătând că au fost aceste încălcări. Și a treilea etapă este etapa de luptă în cadrul instanței de judecată. Eu personal am contestat acest proiect decizii în cadrul instanței de judecată și respectiv la moment suntem la etapa de examinare a cauzei. Deci acest puz s-ar putea să fie anulat. Și noi ne punem semne de întrebare. Cum se vând apartamente dacă s-ar putea ca aceste apartamente să nu existe? Este cel puțin iresponsabil din partea agentului economic ca să meargă înainte cu vânzarea apartamentelor atunci când nu este sigur că va fi acest puz, că va fi autorizația de construcții pentru atâtea nivele sau nu va fi și așa mai departe. Deci este o problemă. Anume din acest motiv, colegii au spus anterior că vom lupta și la nivel de Consiliul Municipal, dar și în Parlamentul Republicii Moldova, pentru ca să stopăm aceste abuzuri. Pentru că, cum spuneți dumneavoastră, ei se laudă pe anumite rețele de socializare că repară un parc și uite, Doamne, ce beneficiu aducem societății, dar nu spun câte cheltuieli și câte incomodități vor avea cetățenii Republicii Chișinăului din acea zonă, atunci când nu vor avea transport public suficient, vor merge înghesuit pe cele străzi, când vor sta ori în șir, în ambuteiaje și cum vor plânge părinții pe la ușile directorilor de grădinițe, de licee, când nu vor avea loc în instituții și vor fi nevoiți să facă naveta în fiecare dimineață în alte instituții din alte sectoare.
pentru că nu vor avea loc. Iar dumneavoastră știți cum este legislația, că sunt arondați la un anumit sector și în situația în care mergi în sectorul tău și nu ai loc, urmează să pleci în altă parte, iar acolo îți spune nu, du-te la tine în sector. Și suntem în situația în care oamenii sunt impuși fie să dea mită undeva, fie să dea la instituții private, care sunt foarte costisitoare, fie să plângă pe la ușa directorilor. Toate aceste lucruri sunt în detrimentul oamenilor și de asta noi vom lupta și cu aceste ilegalități și cu altele care vor veni pe masa Consiliului Municipal. De la prima instanță? Da, cum este examinarea în fond a cauzei și este pe rol acum a cauza. Nu pot să vă spun, din păcate, primăria municipiului Chișinău nu este atât de transparentă încât să ne anunțe despre eliberarea actelor permisive, dar primăria municipiului Chișinău și Consiliul și secretarul Consiliului cunoaște despre faptul că există dosar și dosarul este pe rol. Mai mult ca atât, ei au acces la această informație și sunt parte a procesului. Deci ei nu pot să nu cunoască acest lucru și normal nu ar fi trebuit să elibereze acte permisive, ținând cont că există o incertitudine dacă care va fi decizia instanței de judecată. Doar dacă ei nu cunosc din timp deja decizia instanței de judecată. Da, mersi. Vă mulțumim. Vă mulțumim, o zi frumoasă aveți, cele bune.